Vă salut pe toți! Sunt Tiberiu și, în primul rând, pentru că este primul nostru material din 2020, aș vrea să vă urez tuturor un călduros la mulți ani, un an plin de lucruri frumoase, de bucurie, de înțelegere în familie, de progres material și spiritual. Vă doresc și multă sănătate! În această zi vreau să vorbesc despre sfaturi pentru un ficat sănătos. Ficatul este unul dintre cele mai mari organe ale corpului. Pielea este cel mai mare organ exterior, iar ficatul este cel mai mare organ interior, cântărind în jur de 1 kg și jumătate. Fără un plămân, fără un rinichi, fără anumite organe din corp, putem să trăim, însă fără ficat. În momentul în care ficatul se strică, în momentul în care pierzi capacitatea lui de funcționare, un om nu poate să trăiască. Ficatul are în jur de 500 de funcții, însă cea mai importantă funcție este să filtreze sângele care vine din zona digestivă, trece prin ficat și merge în restul corpului. El are rolul să detoxifice, să dea la o parte chimicalele care intră în corp și să creeze un sânge sănătos în corpul nostru. Ficatul lucrează într-una și este singurul organ sau unul dintre singurele organe care poate să se regenereze. Însă, pentru a nu-l obosi prea tare, pentru a nu-l încărca prea mult, pentru a nu-l solicita peste măsură, pentru a nu-l strica, îmbolnăvi, aș vrea să vedem câteva sfaturi care pot să prevină îmbolnăvirea ficatului și care pot face ca ficatul nostru să fie unul sănătos. Sunt medici care spun că dacă nu poți să slăbești și tu mănânci, ok, nu mănânci prea mult, nu exagerezi cu mâncarea, ai o dietă normală și totuși nu slăbești, s-ar putea ca problema să fie la ficat. Trebuie văzut starea ficatului, sănătatea lui. Sunt medici care spun că dacă ești tot timpul obosit, nu ai energie, chinezii spun că ficatul este a doua inimă. Sau, cum îi spun tot unii chinezi în medicina veche, chinezească, este generalul corpului. El filtrează totul și el are multe funcții. Reglează hormonii din corp, multe funcții. De aceea aș vrea să vedem câteva sfaturi pentru a avea un ficat sănătos sau pentru a ne păstra ficatul într-o stare de sănătate. Un prim lucru este neconsumarea băuturilor alcoolice. Alcoolul este toxic pentru ficat și consumarea lui în timp duce la ciroză hepatică. Poți să ai un ficat sănătos, să n-ai boli la el, genetice sau moșenite de la părinți, cum ar fi hepatita B sau alte infecții. Și în ciuda acestui lucru, datorită consumului regulat de alcool, poți să dezvolți o hepatită alcoolică, cum îi spun unii. Deci neconsumarea băuturilor alcoolice, pentru că alcoolul în sine este toxic. Și tot ce este toxic, supra-solicită ficatul și încarcă ficatul și îl îmbolnăvește. O a doua recomandare este să nu fumăm. Fumatul crește fierul din ficat care induce o stare de oxidare a ficatului și dezvoltă această boală la ficat numită de unii fibrosis. Fumatul nu este sănătos la ficat. Fumatul afectează sănătatea ficatului. Un al treilea lucru pe care îl recomand pentru un ficat sănătos, pe lângă băutură și pe lângă evitarea băuturii și a consumului de țigări, este evitarea excesivă a consumului de medicamente și droguri. De când am plecat din România, de acum 13 ani, mă întorc doar în vacanță. Și cu fiecare an în care mă întorc, o dată pe an sau o dată la 2 ani în vacanță în România, văd că sunt tot mai multe farmacii în România.
Aproape că nu mai este stradă în orașele mari fără să aibă și o farmacie. Sunt mai multe farmacii ca și, nu știu, ca și magazine la un moment dat, sau ca și restaurante, deci, sau ca și școli. Sunt foarte, foarte multe farmacii și numărul lor continuă să crească în România. Însă, pe fondul acesta, în care folosim tot mai multe medicamente, în loc să devenim mai sănătoși, oamenii din România sunt tot mai bolnavi. Asta îmi spune mie că consumul excesiv de medicamente, în loc să ne facă mai sănătoși, ne fac de multe ori mai bolnavi. Consumul excesiv de medicamente și de droguri pune presiune pe ficat. Îl pune pe ficat într-o situație în care el trebuie să muncească mai mult, este mai supra-solicitat și el nu poate să facă față la o toxicitate foarte mare. De aceea, dacă te doare măseaua, nu întotdeauna antibioticul este soluția. Dacă nu poți să dormi noaptea, poate sunt și remedii naturale. Eu aș recomanda înlocuirea pe cât posibil a medicamentelor cu soluții naturale. Eu nu spun medicamentele alea stricte pe care ni le-a recomandat doctorul, pentru că avem o anumită boală cronică sau o boală gravă care fără acel medicament nu poate. Dar recomand evitarea pe cât posibil a medicamentelor, pentru că medicamentele au efecte secundare și un prim organ care este lovit de consumarea lor în exces este ficatul. Apoi aș merge mai departe la o patra recomandare pentru un ficat sănătos, pentru o viață sănătoasă, și anume evitarea zahărului și a dulciurilor. Prea mult zahăr, prea multe dulciuri, prea multă fructoză duce la un ficat gras. Un ficat gras nu mai lucrează așa de bine. Și ficatul gras poate să ducă din nou la probleme de sănătate asupra ficatului. Excesul acesta de dulciuri, de zahăr, de fructoză, de tot felul de alimente zaharoase nu sunt sănătoase la ficat. Pun viața ficatului în pericol. Și un al cincelea lucru, o ultimă recomandare pentru un ficat sănătos, este evitarea consumului excesiv de carne grasă. Și aici mă refer la porc, la vită, la oaie, la carnea aceasta care este grasă și care îngrașă ficatul, care face ficatul să depoziteze excesul de grăsime și să îngrașe ficatul și funcționarea lui să devină tot mai greoaie. Putem înlocui carnea grasă cu carnea de pui, cu carnea de curcan, cu carnea de pește, cu carnea mai slabă, care este mult mai sănătoasă. Pentru o viață sănătoasă, pentru un corp sănătos, pentru o stare de armonie în trupul nostru, noi avem nevoie de un ficat sănătos. Și mulți specialiști astăzi spun că organul la care noi nu dăm suficientă atenție pentru a slăbi, pentru a fi sănătoși, pentru a ne menține tineri, pentru a avea energie, este ficatul. Este vremea să avem grijă de ficatul nostru, să-i oferim cadrul de sănătate necesară, pentru că în funcție de el va fi sănătatea noastră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o viață cât mai sănătoasă.